cu tine. Acolo ne-am oprit cândva de mult cu cărțile astea. N-am mai pus mâna pe ele, cam de mult ușor. Focus la tot ce se întâmplă în jur. Scenariile se schimbă. Ce făceai tu, ce ziceai, unde erai, mănușa se schimbă, se potrivește cu altcineva. Și dacă mi-ar fi spus cineva de mult, n-ar fi crezut. Exemplu. Nu ai... Din copilărie, cred că, da, ai amintirile de... un borcănaș închis și făcut o gaură unde se aruncau bănuți, să zicem, da? Și nu puteai să scoți de acolo, să se strângă, să se adune pușculița de pe timpuri, cine și-a aduce aminte, da? Nu știu dacă era ateu, tu n-ai... Nu știu dacă ai avut după... Și în copilărie, așa, vag cumva, poate că nici nu e al tău să... Ții minte cum punea mama deoparte bănuții, poate că, da? Ei, la un moment dat, anul trecut când, nebunită, nu mai știu în ce magazin eram și căutam pușculiță, nu știu de ce îmi trebuia pușculiță. A, că aveam bănuți mărunți prin casă și când îi adunam, zic, măcar să-i pun în ceva, în pușculiță, până îi duc să-i lămuresc, să-i, ce zic, adică, și... Căutam pușculița, cumva zic, să nu o sparg. Asta îmi venea, ăsta e gândul. De-aia ai un gând, când ai un gând, e cumva personalizat, să-l ții minte că e al tău. Și că faci schimb de scenariu, nu faci special sau hai că mă schimb. Dar simți cum se schimbă macazul ca la trenul, da? Și tu ești pe alt drum. Și vezi pe cineva, da? Și mă gândeam și căutam și nu vedeam. Vedeam numai din alea care se umple și se le sparge. Și ieri eram, nu mai știu unde, nu știu în ce magazin am intrat, și aud, dar n-aveți pușculiță pentru bănuți, dar cumva să nu o sparg, să deschid. Nici nu m-a interesat omul să mă uit cum arată sau cine e, nu e despre asta. Înainte era, mă gândeam, a, tu ești care, nu știu ce, nu, din mintea colectivă am sărit și gata. Da? Fiecare pe drumul său și pe, în scenariul său sare, da? Cumva se, frecvențele, da, se reglează, da, superb. Mm-hmm. Higher priest, da, intervenții divine, ți se arată, ți se... Mm-hmm. Bun. Cumva am purtat un pic energiile diavolești care mi-au zâzâit-băzâit câmpul energetic. Ia mai ia-ți-le tu, ia mai ține tu aia, ale cărui ar trebui să fie de fapt sau care au nevoie de așa ceva să-și lămurească una alta. Și ce zic? Cupele, 7 cupe. Împline. Tu ai ieșit din cerc, cineva a intrat, da? E să vezi, e să observi, așa merge. E un programel pe care îl ții în lumină ca să, în fel de să iasă toată lumea din așa ceva sau să se lămurească frecvențele sau să se, da, proiecțiile. În cele 4 zări. Da. Și nu mai e treabă, ești pe drumul tău, nu mai e treabă, da? În 4 zeri să... Te-ai adunat, nu te desfaci în 4 zeri, da? Te aduni din cele 4 zeri. Te aduni și se proiectează, știi, din cele 4 zeri, se proiectează scenariul tău, care ți-l propui. Care ți-l propui? Că e despre
să stai și să clirui, vindeci, nu? Știi? Adică un fel de, da, păi tot acolo mă învăr, adică clirui, vin. Da, dar e scenariul tău care ți-l, paradox, ți-l propui, știi? Asta știi să faci, asta faceți. Trimiți săgeți, 10 săgeți. În două direcții, în două scenarii. Și îți clirui drumul, da? Cupe, cupe, pline, pline, cupe, da? Da, e frumos. Așa, căci, da. Nu mai ai nevoie, nu mai ai treabă nici cu... E bine, dacă e, familia e ok, important sănătoși să fii, n-ai treaba lor, da? Cumva ai... nu e vertical, e orizontal frecvența cu gen împărăteasă, gen familie, gen, da? Pentru că ai treabă, ai urcat în zice, orizontal e ce era în 3D important și acum nu mai ai treabă, ai înțeles niște lucruri, ai cliruit, ai vindecat, ai lăsat deoparte, da? Familia e bine, relația ta e bine. În 3D cum era bine, nu mai e bine acum, e un alt fel de bine. Ai urcat în, da? Te-aș înșfăcat carul în viteză, carul vieții și tăgădâm, tăgădâm, n-ai treabă. Nu-ți mai faci griji de nimeni și de nimic, da? Și chiar atunci am auzit ce ai zis, și chiar atunci când ești surprins, surprinsă de ceva, pe nepusă masă, pe nepusă veste, se întâmplă situația, ești susținut, susținută divin. Nu mai e surpriză pentru tine. Imediat îți dai seama cam pe unde ești și ce se întâmplă. Deci în energiile de lovers, astea sunt divin, ești susținută. Că te înțelegi cu lumea din jur, că nu, tu ții vibrațiile. Și culmea e, la început era poligon de exerciții. Învățai să ții așa ceva, în, da? Să ții în frâu energiile superbe, un fel de pozitiv, da? Și ai înțeles că trebuie și negativ, și pozitiv, și să le ții împreună, și să le înțelegi, și una caldă, una rece, da? Ei, acum ești susținut, susținută doar în vibrații superbe. Chiar dacă se întâmplă ceva, că mi-am ars tigaia ieri, am fost atentă și... Cine a dat foc la ăla? Și tigaia mea superbă, minunată, am ieșit afară, nu știu ce. Am dat o fugă la vecini și am pus la încălzit ceva și când, bine că nu era nimic în tigaie, numai am pus-o, am pregătit. Da? Ieri toată lumea, da, săptămâna trecută a fost nebunie. Toată lumea a trecut prin ceva cu cine rezonează, cât de mic, aduți aminte, da? Un fel de bine că mi-ai luat cu tigaia și nu mi-ai luat cu altceva din sănătate, ceva din gen. Prostul, ce-i cu el? Își face drum, da? Prostul. Energiile, da? De toromac și de așa, își face drumul în viață, trimite săgețile, își curăță, își clirul, își vindecă. Energiile care te-au deranjat, prostul, da? Tot apărea în fața ta cineva și o făcea pe prostul, ei, divin. Divin, să lămurești. N-ai vrut să te lămurești tu să-ți vezi de treaba ta, da? Te-ai dat prost? Divin se lămurește, da, e justiția divină, trece în acțiune și lămurește la tet, ce și cum, focus, atent, stânga-dreapta, ce se întâmplă, e să înțelegi despre ce e vorba. Da. Se curăță, se
scenariul tău, da? Ești în viteză în filmulețe, ca un film și săgeata. Ești în viteză în scenariul tău. Superb, minunat. Proiectat de tine pentru tine, divin, zi cum vrei. Da? Sunt visele tale, să știi ce ai de făcut, dar scenariile îți vin cumva un fel de ca și puzzle, știi? Îți vine tot, ai toate ingredientele, numai să ți le lămurești. Deci, asta e așa, acolo, asta era, ok, știi? Da. Bagi în 8 de cuțite ce te deranjează permanent, în 8 de cuțite, da? Intervenție divină. Ai ajuns într-un loc, într-o stare, într-un stadiu când poți să te bucuri de realizările tale, sunt minunate. Uite, e ca un... ai primit, cum la sport se primește... că tot îmi fug cuvintele, da. Da, una după alta, intervenții de... Superb, superb. Să le lămurim, da. Ce te deranja, ai suspendat un fel de... Ziceai, asta nu mă interesează, asta nu mai, asta nu. Ei, acum ai desuspendat, da, era așa, ai desuspendat tot ce te deranja și nu mai ai treaba a tot ce te deranja. E un fel de divin se întâmplă lucrurile în scenariul tău. Când se personalizează, când tot timpul, da? Se tot clear-ul îi vindecă, nu o să te mai deranjeze nimic și nimeni. Am mai zis, dacă te deranjează ceva, e cumva, ești așa de tare susținut, că trece pe lângă. Numai un pic așa, știi, când trece o mașină și o băltoacă mare și pe cineva stropește și tu ești, că n-ai ajuns acolo și zici, ce bine că n-am ajuns, uite săracul prin ce a trecut și la tine ajunge poate că un strop doar, da? Ceva de genul. Ești divin anunțată. E proiecție, am înțeles ce ai zis. Păi omul să treacă și tu nu, vezi, Doamne, să nu, îți proiecție, un fel de ești atenționată. Uite ce se întâmplă. Un fel de când mergeai la mare sau da, în viteză, la un moment dat se întâmpla ceva, lumea stătea la coadă, mașinile bară la bară, nu înțelegeau de ce, ca să înțeleagă și să ajungă, da, să treacă pe lângă unde a luat foc ceva și divina ai fost ținută să nu se... Nu e timpul tău, un fel de, da? Un fel de... Nu e despre tine. Nu tu pe acolo treci. Un fel de... Tot bătea la poarta ta și tu erai într-o lume paralelă, da? Relația cu oricine tot bătea la poarta ta și tu nu erai acasă, nu erai de găsit. Ei, acum o să bată la poarta ta și tu ești acasă. Ești de găsit, ești... Să bată la poarta ta, nu neapărat energiile, nu neapărat într-o formă, nu neapărat un om concret, ca și situație. Da. Da, unul pe altul, da. E intervenție divină. La tot pasul. Moarte răsturnată, problemele toate. Răsturnate. Da, ce-i cu turnul Babel? Turnul Babel. E ținut în 3 săgeți și 6 de monede și se răstoarnă un fel de... Da? Un fel de se dizolvă,
în așa ceva, în ingredientele, adică este alchimie se întâmplă. Justice, iarăși forța cu ce am început, vezi? Da? Justiția, vezi? Superbă. Imaginea superbă. Și forța. N-am prea înțeles ce am zis acum aici, dar un fel de, cum zic fetele cu ghiocul, cineva trebuie să audă așa ceva. Bun, și eu cred că. Bun.